intervenție inedită a pompierilor maramureșeni. Astăzi dimineață, aceștia au fost nevoiți să scoată performanta autoscară construită pentru intervenții la mare înălțime pentru a înlătura o parte din tencuiala blocului numărul 6 de pe Bulevardul București din municipiu. Aceasta a început să se desprindă de pe clădire, probabil ajutată de fluctuațiile de temperatură și umezeală. Un locatar a anunțat primăria despre această situație, iar administrația locală a cerut sprijinul angajaților ISU, care dispun de mijloacele necesare pentru lucru la înălțime. Intervenția nu a fost una de scurtă durată, iar la ea au participat și polițiștii de la structura locală, dar și de la circulație, care au asigurat perimetrul astfel încât să nu se producă incidente. Performanta autoscară care a ajuns în dotarea ISU Maramureș în urmă cu câteva luni a fost pentru a treia oară utilizată, în celelalte cazuri fiind vorba de incendii.